Certo, ci accuso. În cursul acestei dimineți, prin intermediul numărului de apel unic 112, s-a anunțat că un autocar cu turiști ucrainieni a ieșit în afara părții carosabile, în dreptul localității Garoafa, pe drumul național 2E85. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă toți ocupanții autocarului, respectiv 42 de copii și 16 adulți, au fost verificați din punct de vedere medical de echipajele SMURD și SAJ sosite la fața locului. Aceștia sunt cazați temporar prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență Garoafa la Căminul Cultural, iar prin grija Crucii Roșii li se asigură ceai și sandvișuri. De unde mergeau, de unde veneau și unde mergeau? Din primele informații se pare că ruta era Ucraina-Bulgaria. S-a luat legătura cu consulatul, iar reprezentanți din cadrul acestei instituții se află în deplasare în acest moment către localitatea Garoafa din județul Vrancea. Anybody?